Pacienții care prezintă forme ușoare de COVID-19 și sunt tratați la domiciliu plătesc pentru medicamentele necesare din propriile buzunare. Anunțul a fost făcut de către ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu în cadrul unei ediții speciale de la Publica TV. Dumbrăveanu a dat însă asigurări că schema de tratament nu este una complicată, iar medicamentele nu sunt scumpe. Nu vorbim despre careva medicamente preparate, sofisticate pentru tratament și sigur că nu este inclus în medicamentele compensate. Este din contul pacienților, dar este vorba de niște medicamente, vreau să vă asigur, care sunt foarte ieftine. Nu este vorba de un tratament, în cazul respectiv complex, care implică mai multe medicamente și careva cheltuieli. Viorica Dumbrăveanu a adăugat că pacienții cu forme ușoare de COVID-19, al căror diagnostic a fost pus de medicii de familie în baza protocoalelor clinice și epidemiologice, vor fi totuși testați.